Localnicii din Runcu se plâng că apa care le curge la robinete nu poate fi consumată decât în scop menajer, mai ales după ce plouă. A fost, vă spun cinstit, exact cafeaua e curată. Mai neagră decât cafeaua. Haideți să fim oameni serioși, asta nu e apă potabilă. Să trage lemne pe sohodol. Și știți, trec cu tafurile, cu masa lemnoasă, prin apa râului și noi captăm apa râului de pe sohodol. Și automat trecând ala cu lemnul, normal că vine mizerie. Ieri a fost sub orice critică. Era neagră. Oamenii s-au obișnuit cu ideea. Știu că de fiecare dată când plouă la robinet, curge apă murdară. Plouă la multe și vine cu noroi de ăsta, cu frunză, cu de toate ele. A venit murdară, domnule. Acum ce să facem? Poate și din cauza ploilor, că a plouat foarte mult. O plătim ca atare la apă industrială, nu o plătim la apă potabilă. De ce să avem pretenții? Când plouă vine mereu așa? Da, dar pentru că vine direct din munte. Cei mai mulți au fântâni în curte și beau apă doar de acolo, ori cumpără apă de la magazine. E bună, noi avem altă asta de apă. Nu vă puteți baza pe apă? Nu, asta e apă băgată de noi, de populație, deci e izvor băgat de noi, deci plătit de noi, deci noi nu avem treabă cu ceilalți, da. Avem fântână, are un vecin fântână și pentru uzul în gospodărie folosim de acolo. Luăm apă de la pompă, da. De mâncare nu. Deci nu gătiți cu apa de la pompă? Nu, că e cu nisip, dar nu. Tot de la fântână luăm, da. De spălat, de ăștia luăm de la pompă. De udat, de spălat, de... Primarul susține că se fac încă lucrări la rețeaua de alimentare cu apă și este necesară și o stație de filtrare. Dacă afară plouă, sohodolul e negru. Dacă sohodolul e negru, apa este neagră. Nu este stație de tratare în lume să trateze din negru în alb. În plus, investiția noastră de alimentare cu apă, asta care a făcut-o pentru Runcu și Răchiș, nu e finalizată. El unde stă el este acordat din conducta de apă a orașului Târgu Jiu. Dacă Târgu Jiu închide apa, n-are apă. Dacă Târgu Jiu duce apă tulbure în dealul Târgului, are apă tulbure. Dacă Târgu Jiu duce apă limpede în dealul Târgului, are apă limpede. Tot satul Runcu este racordat la conducta din Târgu Jiu pentru că nu există o alimentare cu apă proprie. Lucrările la sistemul propriu vor fi gata în cel mult o lună, dă asigurări primarul.